Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi, 17 septembrie, suntem la Conacul Buzdugan pentru a o sărbători pe doamna Liz, care împlinește o frumoasă vârstă. Surpriză din partea surorii sale. Haideți noi să vedem cum va reacționa. Haideți ca împreună cu mine, toată lumea prezentă, să cântăm pentru doamna Liz un mulți-a-ntrăiască! 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 Nici eu. Nici eu. Așa, măcar un nume. Cineva care vă apreciază și vă iubește foarte mult. Mă gândeam la fiul meu, la Tudor. Nu venim din partea dumneavoastră. Nu e aici. Nu e aici. Nu știu, nu mă mai țin niciun sufăr. O să vedeți un pic mai târziu. Vă rog să țineți cu oricum. Așa. Nu s-o permă la așa metodă pentru bine voastră. Așa. Și o inimioară specială. Să ne ajute cineva cu ea. Și, bineînțeles, o șampanie să beți alături de cei dragi astăzi, în această zi frumoasă, o să țin interrupul. Doamna Liz, pe lângă toate aceste cadouri, noi mai avem o melodie însoțită de un mesaj și după ce o să ne ascultați, o să vă dați seama exact cine ne-a trimis în această zi unică și specială.
dumneavoastră, care zice așa: scumpa mea, știu că ai trecut prin atât de multe momente dificile și totuși nu ai cedat niciodată. Ești cea mai puternică femeie din lume și idolul meu. Continuă să ne inspiri pe toate în continuare. La mulți ani, draga mea, te iubesc foarte mult. Surpriză din partea surorii Iulia. Din partea surorii dumneavoastră venim astăzi cu mare drag. Dacă doriți să transmiteți dumneavoastră câteva cuvinte. Îți apel, acolo vorbești, mamă. Îți mulțumesc foarte mult, sunt cuvinte puține. Inima grește mai mult și sunt sigură că din inimă ajung la tine mult mai multe decât aceste cuvinte. Îți mulțumesc. M-ai făcut să plâng de fericire. Ești mai aproape ca oricând. Te îmbrățișez cu mult drag. Te iubesc. Dragoția și din partea noastră, doamna Liz. Și acum o să vă prindem în mânările. Și până la prind, vă puneți o dorință în gând și apoi suflați în ele să se îndeplinească dorința dumneavoastră.